M-am îmbrăcat acum în alcoviltir, tot de electoral, dar m-am îmbrăcat altfel. Sunt alt de la... alt... sunt... altul. Sunt poet care vrea să fie votat. Dar nu artist, că l-am văzut pe unul. Artist nu știu care vrea să fie votat. Dar nu prea avea bani și făcea reclamă pe toate zidurile. Bă, vorba poporului român, numele proștilor pe toate zidurile. Bă, tu știi, suntem plini de proști, dar sunt artiști toți proști. Că își bagă nickname-uri. N-are chef să-și bage nickname-uri. Eu îmi băgam pe afișe poezii cu numele Dan Rădică. Și s-a întâmplăcea unul. Și te-a rupt o poezie. Și-a băgat și numele. Numele proștilor pe toate gardurile. Păi eu în 2009, ca să fac serbă pe Mihaela, mi-am scris prost cu markerul. A trebuit să scriu invers ca să se vadă, știi? Dar acum băgăm o Coca-Cola. Nu știu ce plana o fi în Coca-Cola asta. Ioi, cine? Eu. E euri, bă, poate mor de la euri, ia. Ui, ce mișto, miroase euri. Cred că mă cac de la euri. Oh, must be good. Wow. Zi mă, n-am făcut de votat. Că dreptul... Oh. Era să mă lansez. Am avut o trepidație, știi? Era să înving accelerație gravitațională. Era grav. Cu gravitațională sau înving. No, am vrut așa. Sunt lucruri grave. Gravitatea de Dumnezeu, niște forțe. Gravitatea e o forță slabă. Dar e bună pe distanțe lungi. Acționează pe parseci. Pare ea slabă, dar e șmecheră. Ah, ok, se vede dinte de la cura. Bă, scuzați-mă, aparent să ne înșală. O să-mi bag eu colț. Bag cât un colț alb, așa, știi? Ca romanul lui Jack London. Colț alb. Hai să mâncăm câțiva dumicăți. O pâine care a fost mucegăită și am râcăit eu cu tutu. Că dă o pula mea. Mănânc eu mucegăi, dar ești chiar. Deci mi-a făcut cineva cinste cu must. Nu e Coca-Cola, nu știu. E dulce. Dacă lăsam câteva zile specialit, da. Da, ar fi bun și nu. Așa nu prea nu vreau să dau alcool mult. Ai ales și la acolo. Ceva la sus alcool, dar... Nu știu, zice că e foarte dulce, deci nu s-a transformat la fel la alcool. E ca un suculet. Deci am bătut. Nu e chiar bine. Da, asta nici asta nu e chiar bine. Deci nu e chiar ce mănânc eu. E chiar ce mănânc eu. Și acum să citim ziar. Dăm de la nou. Am trecut până la o chestie mișto. Asistat de la... Este... Adu... Aia... Cum trebuie? ANPM, nu, PND. Și
mă interesează foarte mult. Aia națională, festivalul național de tap. Ia o ce mamă ce mișto a făcut. Twitter pe microul box. Zero unui pedagog de elită. De pe micros. Păi uite că blartă ne înțelegem toți să-mi bă pula. Se tâmpesc pula mea când zic, bă, ce a făcut tata ca la mine la țară? Se ia la bătaie că ce a făcut tata lui tata, se îmbată să ia la bătaie. Păi ce micros nu știe să bea pălincă? Știe și Iano să bea pălincă și Ion. Și după aia mănâncă slană și micloci și Ion. Dar dacă începe ce a făcut tata lui tata și ce a făcut ăla lui ăla, băi, altul e ăsta, altul era tata. Că și eu dacă mă apuc să iau apărarea lui tata, păi ce tata nu și-a luat apărarea la tinerețea lui? Sau bunică? Să mă răzbun eu pe alții că nu știu ce a făcut bunică. Păi la vârsta lui, acum e la Dumnezeu bunică. Să mă duc la nepotul ăla, pe ce știe la ce treabă are ăla, ce a făcut bunicăsul lui bunică. Sunteți pe bune. Atât aveți neuron. De mare, voi cel mai mare. Pe unu. Sau câțiva acolo. Trebuie să fie, ca să fie și ei așa, nu știu. Și aici în ziarul la ăștia de la PNT, Festivalul Național de Teatru, au făcut niște acolo. Păcat că n-am eu cașcaval. O, uite aici, la Teatru Odeon, Câștigul Dracului. Deci băgăm o chestie satanistă. Așa. E un de... Uite! E un spectacol făcut de un român, scenografie făcută de un ungur, e un ungur de la... Da, da, sunt mai unguri de aia... Cum să zic eu, actor, dar nu contează. Dacă e pula mea, sunt în Târgu Mureș. Acolo sunt unguri mai mulți. Înțelege, stai, nu? Și uite, trupa lui Micloș. De ce dracu? Ai pretenții altfel? Păi eu nu. Dar aș vrea să văd. Păi ce, ce? Ia uite, dai 20, 2 ore și 10 minute fără pauză. Văd că ăștia au numai de-astea fără pauză. Păi eu mă duc cu gagica sau mă duc de unul singur, trebuie să-mi iau farine, ceva chips and ales, ceva, pula mea, ciupa ciupsuri de alea, nu știu ce, pula mea, să-mi iau ceva de băut. Păi ce dracu, trebuie să-mi iau și o sondă spațială, să-mi bag în kilo, sau să-mi iau pe-n părsul pe mine. Bă, Micloș, trupa lui Micloș, ce dracu faci? Mă faci pe-n părsel? Ca să-ți văd dacă mă apucă pișarea. Și dacă mi-au iau o bere, mai ales că e diuretic, palărinic. Bă, Micloș, ne torturezi. Păi de-aia eu sunt o zăzetie, Micloș. Bă, Micloș, nentul tău. Asta, ce înseamnă fără pauză? Ei, nu știu, înseamnă că sunt aici. Asta, hai să vedem. Adică, dracu, te fiști tu înainte. Te caci, te căcat, te caci, ce dracu. Tragi tu un căcat pe zi sau maxim două căcaturi. Băi, căcați. Păi de ce? Că trec pe urmă. Și dacă mănânci mult, te cazi mult. Căcat de o mare. Un pic de ceu. Te mângâi după aia. Nevastă, ia vină cu aia! Ce? Ia vină cu aia să vezi ce am făcut aici. Ce bă, arta abstractă, nu arta exactă. Ia vină. Ia uite. Aia. Oh. Aolo, un căcat. E, la partea. Ce vezi? Un căcat? Exact. Ia uite până nu l-am făcut. E original. Exact. E până la VC Picker sau cum pula mea se numește ăla. L-a atins? Nu. S-a prelins.
minte aia cu cățelea. 20 de minute fără pauză la Majestic. The Friday. E unul de Vasile Alexandri, regia Alexandru, scenografie Cristian, din distribuție Anca. Și un Caras. Ionuț Caras. Nu puteai ăștia să nu bagi în care ia ce mai fac. A uite pe ăsta mai celule. Nu știu, hai că o să știu mai pe îndoare. Calma. Hai să vedem câte țigări mai o fură. Trag două fumuri, 55 de fumuri. De fapt, trag